Aproximativ 20 de oameni trec zilnic pragul locației, mulți dintre aceștia fiind chiar clienți fideli. De la bătrâni până la tineri, cu toții beneficiază de un duș pe cinste timp de 20 de minute, în schimbul unui tarif ce variază de la 3 lei până la 5 lei, în funcție de confortul pe care și-l doresc. Un duș 3 lei și 10 bani, 20 de minute, și 5 lei 20, cada o jumătate de oră, 30 de minute. Vin și pensionari, vin și salariați, știu, orice fel de persoane care n-au baie personală. Oricine dorește să apeleze la baia publică trebuie să își aducă de acasă săpunul și prosopul. Accesul se face doar pe baza unui act de identitate după ce se efectuează plata. Procedura este simplă. Se eliberează o chitanță, este consemnat într-un registru, după care poate intra la cabina de duș. În schimb, pensionarii cu pensii mai mici de 400 de lei pot beneficia în mod gratuit de serviciile oferite la baia publică din Târgu Jiu. Pensionarii sub 400 de roni și care stau pe raza municipiului Târgu Jiu au gratuit cu cuponul de pensie pe luna anterioară și buletinul de identitate, bineînțeles. Iar copiii, care stau tot așa pe raza municipiului, gratuit sub 18 ani, pe baza certificatului de naștere sau buletinului de agau. Frecvența este mai mare, mai ales pe timp de vară, dar și în zilele în care în centrul municipiului sunt organizate diferite festivaluri sau târguri. Sunt multe persoane care vin din țară și nu au unde și vin și își fac baie aici la noi. Pentru că programul este unul extins, baia publică din Târgu Jiu este deschisă pe toată durata zilei, timp de 12 ore, cu excepția zilei de luni, când angajații sunt liberi.